Să ascultăm cuvântul Domnului din Epistola lui Iuda pentru ultimul seminar, cel de-al 13-lea, așa cum este scris acest cuvânt de la versetul 20 la 25. Iuda, versetele 20 la 25. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Mustrați pe cei ce se despar de voi. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. De alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum, și în veci. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, prin bunăvoința lui Dumnezeu, am ajuns la concluzia acestei epistole scurte, dar glorioase. Iuda scrie un singur capitol, însă cuvântul pe care el rostește, acest evanghelist și frate după trup al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin Maria, cuvântul pe care îl scrie din partea Duhului Sfânt este profund. Suntem, deci, la ultimul seminar, al 13-lea, la concluzia epistolei și, cum spuneam și în altă ocazie, măcar că ne-am ocupat de toate versetele, am încercat să intrăm în dimensiunea cuvântului pe care Domnul l-a revelat lui Iuda. Adevărul este că nu am atins decât doar suprafața lucrurilor. Iuda este mult mai adânc decât ce am învățat noi în 12 seminare până acum. Prima parte, Iuda ne aduce aminte nouă, pe lângă contemporanii lui, nouă celor care trăim vremurile din urmă, că vom fi confruntați cu apostazie, lepădare de credință. Și Iuda ne prezintă aceste trei cazuri istorice, Cain, Balaam și Core, și ne atrage atenția că, indiferent cât de aproape am fi noi de Domnul, este posibil să cazi în apostazie. Cain a fost lângă Eden. L-a auzit pe Dumnezeu vorbind, a vorbit cu el gură către gură. A fost cel mai privilegiat om, primul om născut pe pământ. A auzit din gura lui Adam, tatăl său, adevăruri divine. Dar Cain s-a lepădat de Dumnezeu, este inventatorul tuturor religiilor false. El, Nimrod și apoi toți urmașii au degenerat în religii false. Balaam, acest ghicitor, astrolog, convertit, umplut cu Duhul Sfânt, despre care Biblia ne arată că rostește cele mai frumoase profeții legate de prima venire a Mântuitorului Iisus Hristos, nașterea Lui și a doua Lui venire, inclusiv profeții cu detalii deosebite despre Anticrist și zilele din urmă. Nu? Suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, acum a Crăciunului, într-o săptămână. Cine a spus despre steaua lui Iacob? Este Balaam. Dar Balaam, spune Biblia, s-a dus din nou la locul lui. În sensul, s-a lepădat de Domnul. Core este
acel levit care are privilegiu pe care alți leviți nu-l au, și anume, el este purtătorul chivotului, a șechinei, a gloriei lui Dumnezeu. Este părtaș în manifestarea gloriei divine. Dar Core este un rebelios, vrea mai mult. Este nemulțumit cu slujba pe care i-a dat-o Dumnezeu și de aceea face răzmeriță în poporul Domnului și Dumnezeu se judecă cu el. Dar dacă cineva nu este prins de apostazie, este un al doilea pericol pentru zilele din urmă. Este apatia. Apatia. Este boala bisericii contemporane. Oamenii sunt apatici. Nimic nu-i mișcă. Ori dacă îi mișcă ceva, nu le ține mult. Poate să facă Dumnezeu minuni în mijlocul bisericii. Se entuziasmează frații și surorile o lună, două, trei, un jumătate de an, un an. Dar după aceea, uite de parcă n-a fost nimic. O lume apatică. O lume în depresie. Este un păcat periculos în care dacă cineva rămâne, din nou poate să-și piardă mântuire. De aceea spune, dar voi, prea iubiților, versetul 17, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului. Stați pe învățătura Sfintelor Scripturii. Iuda își încheie cea de-a doua parte despre păcatul apatiei cu o triadă, pentru că vă spuneam de la început, construcția epistolei lui Iuda este o construcție frumoasă, tehnică, pe fenomene de câte trei, grupe de câte trei, elemente de câte trei, întâmplări câte trei, adevăruri trei, descrieri câte trei, triade, 14 în total. El conclude, deci, a doua secțiune a sa despre apatie cu a 11-a triadă. În versetul 19, vorbind despre batjocoritori, uitați ce spune, trei lucruri spune despre ei. În fapte, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări. Doi, în caracter, sunt senzuali, oameni supuși poftelor firii. În destin, deci cea de-a treia parte, cel de-al treilea adevăr în triada sa, 11-a, sunt condamnați etern, versetul nostru, ce parte finală, oameni care n-au Duhul. Și cine n-are Duhul Sfânt, Romanul 8:9, nu este a lui Dumnezeu, este pierdut. Cu aceasta, apostolul Iuda, evanghelistul Iuda mai degrabă, intră în ultimul segment al epistolei sale, cel de-al treilea. Și acel de-al treilea segment îl introduce tot printr-o triadă, cea de-a 12-a, versetele 20 și 21. Versetul 20, partea finală, rugați-vă prin Duhul Sfânt, deci ne spune nouă. Versetul 21a, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Și versetul 21F, partea finală, așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Aș vrea să fac o specificare aici. Aceasta a 12-a triadă cu care introduce ultimul segment, cel despre îmbărbătarea bisericii în fața apostaziei și a apatiei, în traducerea Cornilescu clasic, cea pe care o avem noi, nu apare evident. Dimpotrivă, apare că ar fi patru lucruri. Zidiți-vă pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, așteptați venirea Domnului, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Însă am consultat textul grecesc, am consultat mai multe traduceri și inclusiv Cornilescu literar. Deci Cornilescu literal, de asemenea traducerea Bisericii Ortodoxe Române, traducerea episcopului Bartolomeu al Ardealului, de asemenea traducerile englezești sună în felul următor. Dar voi, preiubiților, auziți, în timp ce vă zidiți sufletește pe credința voastră preasfântă, deci asta lipsește la Cornilescu clasic, în timp ce vă zidiți, deci nu ca o acțiune pe care o faci, în timp ce te zidești pe credința ta preasfântă, adică stai pe cuvântul lui Dumnezeu, pe învățătura apostolilor, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Deci în timp ce vă zidiți, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci acesta este textul
Corect. Nu știu ce traducere a folosit Cornilescu pentru varianta aceasta clasică care o folosim. Am căutat să găsesc informații despre manuscrisul pe care îl citează, dar nu am putut să găsesc lucrul acesta. Deci iată că Iuda își introduce ultimul segment, cel de îmbărbătare, cel de încurajare a bisericii, tot printr-o triadă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea Domnului, așteptați arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și apoi el conclude, bineînțeles, cu a 14-a triadă, o să vă spun și pe a 13-a mai târziu, legată de persoana lui Dumnezeu. Dar când vă uitați cu mine în versetul 25, în concluzia lui, măcar că este un singur verset, uitați-vă în versetul 25, Iuda spune 8 adevăruri glorioase despre Dumnezeu. Ia uitați, vreau să le enumerăm și apoi vom intra în seminarul propriu-zis. Primul adevăr este unicitatea lui Dumnezeu. Zice, singurul Dumnezeu. Dumnezeu unic, nu mai are asemănare, nu mai are comparație. Restul nu sunt Dumnezei. Al doilea adevăr, deci versetul 25 îl citesc ca să putem să și cei ce ne vor urmări mai târziu la televiziune sau pe internet sau pe CD. Singurul Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere, stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Deci, în acest verset, 8 adevăruri glorioase despre persoana lui Dumnezeu. Primul, unicitatea lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu. Doi, mântuirea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Deci singurul mântuitor, nu este alt mântuitor. Allah nu-i mântuitor, Mahomet nu-i mântuitor, Buddha nu-i mântuitor, Dumnezeu este singurul mântuitor, glorie Lui. Apoi, al treilea adevăr, calea mântuirii, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, versetul 25c. 4. Gloria Domnului, versetul 25d. Șechina, să fie slava, spune, a lui să fie slava, gloria. Cine are gloria fără Dumnezeu? Al cincelea adevăr, regalitatea Domnului nostru, măreția. Un rege este, măreț, este regalitatea lui Dumnezeu. 6. Autoritatea Domnului și puterea, zice, versetul 25f, și puterea. 7. Domnia absolută a Domnului, versetul 25g, deci, și stăpânirea. Dumnezeu este domn, este stăpân. Și apoi eternitatea lui Dumnezeu, versetul 25, final, și acum și în veci, și acum și în veci. Iată 8 adevăruri despre Dumnezeu, dar și eternitatea cu care conclude la rândul ei are 3 timpuri, trecut, prezent și viitor. Și în felul acesta el, Iuda, abordând și eternitatea, introduce a 14-a triadă, ultima, și ne spune, în timpurile trecute Dumnezeu a fost, mai înainte de toți vecii, spune. În timpul prezent Dumnezeu este și acum, i-a auzit și frumos limbaj, și în timpul viitor Dumnezeu va fi același, deci timpul viitor, și în veci, amin. Deci Domnul este în trecut, mai înainte de toți vecii, acum și în viitor, și în viitor. Știind acest lucru, cum își introduce această porțiune, haidem împreună să urmărim ultimul seminar pe care l-am intitulat Dar voi, preiubiților. Dar voi, preiubiților. Și ne vom uita la 3 lucruri pe care biserica trebuie să le aibă. 3 lucruri pe care eu, individual, trebuie să le am. 3 lucruri pe care tu trebuie să le ai. Primul, lucrarea pentru sine. Ce poți face pentru tine? Și acesta este principiul. Înainte ca să poți să faci ceva pentru cineva, trebuie să știi să faci pentru tine. Pentru că uitați-vă dumneavoastră la legea aceasta mare a lui Dumnezeu. Și să iubești pe aproapele tău ca pe cine? Ca pe cine? Ca pe tine însuți. Deci înainte să poți să iubești pe cineva, trebuie să te iubești pe tine. Și a te iubi pe tine nu însemnează aspect lumesc.
că ești egoist. Dacă nu știi să te iubești pe tine în Dumnezeu, nu o să știi să iubești nici pe aproapele tău. Dar dacă știi să te iubești pe tine, atunci poți să te ocupi bine de aproapele tău. Știi să-l ridici. Deci lucrarea pentru sine, versetele 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Lucrarea pentru sine este o lucrare împătrită. Primul aspect are progres. Dar voi, prea iubiților, versetul 20a, zidiți-vă sufletește. Când zidești, se vede. Crește. Deci crește. Este progres. Doi, are petiție lucrarea pentru sine. Adică rugăciune. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Versetul 20, partea finală. Trei, progres, petiție, poziție. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Versetul 21a. Unde să stai? În dragoste. Asta e poziția ta și a mea. Și patru, are perspectivă. Versetul 21f. Așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața eternă. Aceasta privind imediat. Dar haideți să ne uităm la lucrarea pentru sine, așa cum este prezentată ea, în detaliu acestor cuvinte din patru aspecte. Primul aspect. Ca să pot să mă ajut. Să poți să te ajuți. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, spune Iuda, este să privești în cuvânt. Deci, o privire în cuvânt. Versetul 20, partea 1. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează, frații mei, să stăruiești pe cuvânt. Credința prea sfântă este setul de învățături apostolice despre care spune el în versetul 17, pe care credinciosul individual trebuie să se rezime, să nu-l prindă nici apostazia, nici apatia. Că de aceea spune, dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului. O privire în cuvânt. De ce în cuvânt? Uitați câteva argumente. De ce trebuie credința mea să fie pe cuvânt? Așa cum este și una din cântările noastre. Credința mea nu-i pe nisip, zidite în vorbe seci. Este pe cuvântul Dumnezeu. Nu? Este pe cuvântul Dumnezeu. De ce? Pentru că este un cuvânt sfânt care ne-a fost adus prin Duhul Sfânt. 1 Petru 1 cu 10 la 12. 2 Timotei 3 cu 16. Deci credința mea, credința ta este zidită doar pe cuvânt. Și în cuvântul Dumnezeu, ca să poți ajungi pe altcineva, trebuie să te zidești, trebuie să mă zidesc ca să pot să mă ocup de lucrarea Dumnezeu. Deci, și de ce acest cuvânt? Pentru că este sfânt cuvântul Dumnezeu. Alt aspect. Este puterea care generează credință. Roman 10 cu 17. Este puterea care ne păstrează curați într-o lume apostată. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Faptul că nu se cunoaște cuvântul, se păcătuiește. De aceea oamenii întreabă, dar pot să fac asta? Dar până unde mă pot duce? Citește în cuvânt și vedea că nu vei pune întrebări în aceste stupide. Învață cuvântul. Este puterea care îl pune pe diavolul pe fugă. Matei 4, cu 4, cu 7, cu 10. Cum s-a apărat Iisus Hristos? Cu ce? Cu ce? Este scris. Este puterea care ne face liberi. Ioan 17, cu 17 spune cuvântul Domnului, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și apoi în Roman, în Ioan 8, cu 32, veți cunoaște adevărul, adică cuvântul meu și adevărul vă face cum? Liberi. Îți liberează conștiința. Este puterea care naște din nou. 1 Petru 1 cu 23. Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care rămâne în veac și care este cuvântul lui Dumnezeu. Deci, lucrarea pentru sine presupune în primul rând o privire în cuvânt. Și am văzut de ce. Pentru că acolo este credința. Al doilea aspect presupune o privire în sus.
Versetul 20, partea finală. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Deci înseamnă să privești în sus, la Dumnezeu. De ce? Uitați-vă câteva argumente pentru care trebuie să ne rugăm prin Duhul Sfânt, să privim în sus. Prin Duhul Sfânt facem mijlocirea pe care n-am putea o face singuri. Romani 8:26. Dar însuși Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre pentru că nu știm cum să ne rugăm, spune Apostolul Pavel. Alt argument. Avem o mijlocire după voia lui Dumnezeu, Romani 8:27. Și tot astfel, Duhul mijlocește înaintea lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu pentru noi. Alt argument. Avem o mijlocire pe care nu poate împiedica diavolul când este în altă limbă. De aceea este bine să te rogi să mă rog în altă limbă. 1 Corinteni 14:2. Pe când cine se roagă în altă limbă, spune, cu Duhul spune taine, nimeni nu-l înțelege, nimeni, afară de Dumnezeu. Ar vrea diavolul să priceapă ce te rogi în altă limbă, dar nu poate. E idiot. Nu poate. De aceea, te încurajez, privește la Duhul Sfânt. Avem o dimensiune supranaturală, divină în rugăciunea noastră. Și apoi beneficiem de o stârnire a Duhului în noi. 1 Samuel 11:6 spune, Duhul Domnului s-a coborât peste Saul și când Duhul Domnului s-a coborât peste Saul, s-a mâniat. Când Duhul Domnului te cercetează și mă cercetează, este imposibil să stai apatic. Este imposibil să dormi în biserică atunci. Ți se stârnește Duhul. Este imposibil să ignori rugăciunea. Este imposibil să ignori cuvântul lui Dumnezeu. Este imposibil. Mă rog Domnului să umple biserica de mânioși de felul ăsta. Amin? 3. Ca să poți să lucrezi pentru tine, deci stai pe credință, este cuvântul Domnului, privește în sus la Duhul Domnului, 3. Trebuie să ai o privire în lăuntrul tău. Iuda 21, versetul partea 1. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Dragostea de unde pornește? Din inimă. Deci privește în lăuntru. Privește în lăuntrul tău. Pentru că zici că vrei să mergi să ajungi pe cineva, vrei să faci bine semenului tău. Și imediat vom vedea cum trebuie să ajutăm și în ce condiții pot să fie semenii noștri. În foc, căzuți, în păcat, frații noștri. Ei trebuie scoși de acolo. Ei, dacă se scoatem de acolo, trebuie să privim în inimă, să vedem ce este, cum stăm cu dragostea. Și hai să vă dau câteva texte prin Harul lui Dumnezeu. 1 Ioan 4:20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? 1 Ioan 3:15. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică în el. Vrei să ajuți? Vreau să ajut? Trebuie să lucrez pentru mine, nu? Trebuie să-mi văd inima, dacă sunt în dragoste. 1 Ioan 3:10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Evrei 3:12. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Nu cred că aceste pasaje biblice venite de la Duhul Domnului mai trebuie comentate. Deci, lucrează pentru tine, dar voi, prea iubiților, zidiți-vă, pentru voi lucrați. Și a patra dimensiune acestei lucrări pentru sine, o privire în viitor. Deci este o privire în credință, înseamnă învățătura Sfintelor Scripturi. O privire în sus înseamnă legătură cu Duhul Sfânt. O privire în inimă, ca să văd unde mă găsesc, să pot să ajut pe frați. Și acum o privire în viitor, Iuda 21, partea finală. Și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Când Domnul nostru Iisus Hristos va veni a doua oară, zice Iuda, vine cu îndurare.
La fel spune Sfântul Apostol Petru 1 Petru 1:13. Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi arătat la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Despre ce este vorba? Este vorba simplu despre acest adevăr. Ne străduim și foarte bine facem și trebuie să facem, să trăim sfinți. Adevărul este însă că nu ne putem face desăvârșiți. Și de aceea, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos este o venire glorioasă. Domnul mai vine cu o măsură de har pentru cei ce s-au străduit să trăiască fără păcat. Pentru ca în această măsură de har cu care El vine să acopere toate impuritățile noastre și să putem să intrăm în împărăția Lui glorioasă. De aceea spune, puneți-vă toată speranța în harul care vă va fi adus la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și cum putem să privim în sus atunci, ca să beneficiem de harul acesta? Uitați cum! Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, adică cu caracter sfânt. 2 Petru 3:11. Fiindcă toate aceste lucruri știți că se întâmplă și știți că Domnul nostru vine, spune, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, cu cernică, temătoare de Domnul, caracter sfânt. Cum putem să privim în viitor? Să umblăm fără păcat și în pace. 2 Petru 3:14 se spune, trăiți în pace, nevinovați. 2 Petru 3:14, partea finală. Cum putem să-L așteptăm? Să privim în sus, vegheatori. Matei 25:13, Marcu 13:37. Cum putem să-L așteptăm privind în viitor să beneficiem de harul îndurării, iertării finale? Trebuie să-L așteptăm îndelung răbdători, Iacob 5:7. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ne mai trebuiește încă răbdare. Cum îl putem aștepta? Având în noi speranța aceea care ne determină în fiecare zi să ne curățăm. Cine are în el speranța aceasta că îl va vedea pe Iisus Hristos, spune cuvântul Domnului, 1 Ioan 3:2, se curățește după cum Iisus Hristos pe care îl așteptăm este curat. Deci o privire în sus. Prin urmare, spune Iuda, dacă vrei să scăpați de apostazie, dacă vrei să scăpați de apatie, învățați-vă să lucrați pentru voi. În primul rând, lucrează pentru tine. 2. Lucrează pentru semene acum. Iuda 22:23 versetele. Cum lucrăm pentru semene? Auziți ce spune el. Fiți îndurători cu cei ce se îndoiesc. Citesc traducere nouă. Pe alții salvați-i smulgându-i din foc, iar altora arătându-le îndurare, dar cu teamă, urând până și tunica mânjită de carne. Am citat din traducerea nouă, traducere românească. Când Iuda spune acest lucru, introduce cea de-a 13-a triadă, pentru că v-am vorbit despre a 14-a și despre ultima, cea de-a 13-a. Și anume, versetele 22-23, fiți îndurători cu cei ce se îndoiesc, versetul 22-2, mântuiți pe unii smulgându-i din foc, versetul 23, partea 1, și de alții fie-vă milă cu frică, 23, partea finală. Mântuirea despre care vorbește Iuda, vă rog să fiți foarte atenți, mântuirea despre care vorbește Iuda, că trebuie să o facem față de semenul nostru, nu este mântuirea pe care o dă Dumnezeu. Că noi nu-L putem ierta pe semenul nostru de păcate să intre în împărăția lui Dumnezeu, asta ar fi blasfemie, Marcu 2:7, ar fi blasfemie. Ce, cum zice el că iartă păcatele? Hulește, numai Dumnezeu iartă păcatele. Noi putem să iertăm greșelile semenilor noștri. Ci mântuirea despre care vorbește Iuda, că trebuie să o lucrăm față de semenii noștri, este pe cei care au căzut și pe punctul să-și piardă credința de-a binelea, să-i smulgem din panta în care se află, fie că sunt pe drumul apostaziei, fie că sunt pe drumul apatiei, fie că sunt pe alt drum de rătăcire. Să mergem și să-i ridicăm de acolo. Pentru că sunt frazei noștri în care mai fumegă ceva. Mai este mucul acela care fumegă, trestea aceea care nu-i frântă de-a binelea, îi mai este agățată într-un fir. Au căzut în îndoială, versetul 22,
sunt în doctrine false, versetul 23. Au fost prinși deja de păreri înșelătoare și încep să le propageze și ei, aproape convinși. Dar cum vom lucra cu semenii noștri? Din nou Iuda ne dă patru principii. Dacă lucrarea pentru sine a cerut patru lucruri și le-am văzut, ca să lucrăm pentru semeni, Iuda ne spune patru principii. Primul principiu, pe semenii noștri care sunt pe punctul căderii, poate sunt deja adormiți în credință, îi putem ridica, primul principiu este principiul compasiunii, versetul 22. Fiți îndurători, îndelung răbdători, îndurători, miloși, compasionați, cu cei ce se îndoiesc, versetul 22, deci în traducere nouă. Fă și practică mila. Apoi, practicând mila, fi înțelept și înțelege că aceeași formă de milă și de compasiune nu lucrează la toți la fel. La unii trebuie să le arăți mai mult, la alții trebuie să le arăți în altă dimensiune. Practică milă pentru că mâine s-ar putea să ai tu nevoie, eu să am nevoie. Sau cineva din casa noastră. Practică mila pentru că în cuvântul Domnului spune mila va birui ce? Judecata. Dar dați-mi voie, este Iacob 2 cu 13 pasajul, mila biruiește judecata. Dați-mi voie să fac o specificare aici. De obicei când se citează pasajul acesta, mila va birui judecata, toată lumea se gândește că dacă faci milă, vei avea parte de milă când vei fi la judecata lui Dumnezeu. Nu. Mila nu te duce în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Când ajunge cineva în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu, vreau să vă spun, acolo nu mai este milă. Acolo e numai dreptate. Mila te ajută în fața judecății oamenilor. În fața judecății oamenilor. Că încă o dată, oamenii vor sta în fața două scaune de judecată. Unu, este scaunul de judecată al lui Hristos pentru biserică și așa sunt toți mântuiți. Nu mai au nevoie de milă. Sunt doar răsplătiți acolo. Și este scaunul de judecată al lui Dumnezeu. Iar scaunul de judecată al lui Dumnezeu pentru cine este? Pentru păcătoși. Acolo nu este milă, acolo este dreptate. Deci mila biruiește judecata, nu cu referire la Dumnezeu, la judecata Dumnezeu. Mila biruiește judecata este cu referire la relațiile interumane. Dacă te-ai purtat cu milă, când tu vei fi judecat și tu vei fi judecat cu milă. Va conduce Domnul lucrurile de așa manieră încât să-și facă milă și de tine, și de mine. De aceea, cum zice Duhul Sfânt prin profetul Ezechiel, capitolul 20, 15-17, chiar și în pustie mi-am ridicat mâna spre ei și le-am jurat că nu-i voi duce în țara pe care le-o hotărâsem, țara în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. Și aceasta pentru că au lepădat poruncile și legile mele. Uitați în ce păcat au ajuns. Au lepădat poruncile și legile lui Dumnezeu. Și pentru că au pângărit sabatele mele, căci inima nu li s-a depărtat de idoli. Aceia sfinții Domnului, dar auziți ce spune Dumnezeu, dar m-am uitat cu milă la ei, nu i-am nimicit și nu i-am stârpit în pustie. Vedeți? E ridicat cu milă. De aceea, pentru critice ceea care avem în biserică și spune asta, să nu se poate, să nu spună că și asta se poate întoarce la Domnul. Să nu spună că și asta se poate întoarce la Domnul. Vreau să spun, mai citește în Biblie, dragul meu. Și auzi ce vorbește Dumnezeu. Despre care încă se închinau la idol și erau sfinții lui. Sau, profetul Osea, 11:8, cum să te dau Efraime, cum să te predau Israele, cum să-ți fac ca Admei sau ca Țeboimului care au ars cu Sodoma și Gomora împreună. Mi se zbate inima în mine și tot lăuntru mi se mișcă de milă. Cu semenul tău, dacă vrei să-l ridici, lucrează cu milă. Însă,
Vreau să spun și latura cealaltă, pentru că noi trebuie să spunem amândouă fețele monedei. Vreau să vă spun următorul lucru, să-mi spun și să ne spunem tuturor. Și Dumnezeu are limită în milă, chiar dacă e milos. Pentru că dacă cineva se tot joacă și întinde corda milei divine, și Dumnezeu are o limită în milă cu mine sau cu tine. Ieremia, capitolul 15, versetele 5 și 6. Căci cine să aibă milă de tine, Ierusalime? Cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate? M-ai părăsit, zice Domnul. Ai dat înapoi. De aceea îmi întind mâna împotriva ta și te nimicesc. Și auziți, m-am săturat de milă. Asta o spune Domnul. De aceea de 2000 de ani sunt pe drum. De ce? Deci, dacă ți se arată milă și de frate, și de soră, și de mamă, și de tată, prin ei ți se arată și milă dumnezeiască în același timp. Întoarce-te. Deci primul este principiul compasiunii sau milei. Doi este principiul circumspecțiunii. Principiul circumspecțiunii. Adică fii prudent. Versetul 23, partea finală. De alții iarăși fie-vă milă cu frică. Cu frică. Ce însemnează aceasta? Vrea să spună, fii prudent, că și mila are limitele ei. Are limitele ei. S-ar putea ca, mergând să izbăvești pe cineva, să ridici pe cineva care ai văzut că se duce în prăpastia apostaziei, se duce către Only Jesus, se duce către martorele Jehova, se duce către, știu eu, mormonism. Fii circumspect. Nu cumva neașezat bine pe cuvântul Domnului să te fure și pe tine învățătura celui pe care vrei să-l ajuți. De aceea cunoașteți, să ne cunoaștem limitele. Cât de mult cunoști ca să mergi să ajungi pe cineva să scoți dintr-o criză în care este pe punctul să moară de-a binele? De aceea spune cu teamă. Fii circumspect. Dacă te-ai dus să-i ridici pe dezbinători, ai grijă să nu fii furat de poveștile lor, pentru că dezbinătorii știu să mintă, deși ei plâng la minciunile lor. Așa-ți de convinși. Și te fură. Fii temător. Păstrează-ți cumpătul. Fii prudent. 1 Corinteni 10 cu 12. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama bine, să nu cadă. 3. Este principiul curajului. Iuda 23, partea 1. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Dacă vrei să ajuți pe cineva, trebuie să ai curaj. Și de ce? Tocmai pentru că în biserică avem diferite nivele spirituale. Deci nu vreau să fiu critic la adresa nimănui, nu mă înțelegeți greșit. Înțelegeți realitatea în care noi funcționăm ca biserică. Nu numai ca biserică locală, ca biserică mondială, universală. Diferitele nivele din biserică cer ca cineva să fie curajos. Și de ce? Pentru că dacă te duci să ajuți pe cineva care este căzut, nu scapi de critica usturătoare a legaliștilor. Ce au zis către Domnul Iisus Hristos? Ăsta? Fiul lui Dumnezeu? Fă-ți de treabă, mă! Mănâncă cu vameșii și cu curvele? Legaliști. Acuzații caustice a celor drepți închipuiți. Intransigenți. Eu nu iert pe nimeni. Eu nu. Ignoranța sfidătoare. Acel ce trăiesc în biserică după năluci, după visele lor, după profeți închipuiți, dar nu după cuvântul Domnului. Îți trebuie curaj să mergi să ajuți când știi că aceștia vor fi pe urmele tale, pe urmele mele. De ce spune
Pe unii smulgeți-i chiar din foc. Dar îți trebuie curaj să mergi acolo. Îți trebuie curaj, știi de ce? Pentru că, pe de altă parte, s-ar putea să rămâi cu acuzații nedrepte, cu acuzații false. Pe Iisus l-au acuzat că e bețiv, că e imoral. S-ar putea să-ți umple internetul de tot felul de acuzații, ajutând și spunând lucrurilor pe nume și făcând lucrarea Domnului bine. Și cine te acuză mai mult? Cei ce nu fac nimic, dar se grăbesc să facă rău, împiedicând pe alții să facă bine. 4. Este principiul convingerii. Versetul 23, partea finală. De alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Ce vrea să spună Iuda prin acest segment? Ca să poți salva pe alții din cădere în apostazie sau dintr-o apatie, soră cu somnul spiritual, tu însuți, eu însumi, trebuie să fim convinși de adevărul lui Dumnezeu. Salvând pe alții s-ar putea să pierzi din popularitate. Chiar fizic vorbind, notați și acest lucru. Poate că fratele sau sora s-au dus adânc în păcat și încă totuși mai fumegă o frică de Domnul în conștiința lor și de aceea Dumnezeu încă nu i-a lepădat de tot. Dar în păcat s-au putut întina cu boli, mai ales boli transmise sexual, cu boli infernale. Și atingându-te de ei te poți infecta. De aceea spune cuvântul Domnului, ai grijă, ai grijă. Dacă mergi să vorbești cu astfel de oameni, trebuie să crezi cuvântul Domnului, că și dacă bei ceva de moarte, nu se leagă de tine. Să stai pe cuvântul Domnului. Așa cum dacă te duci, de exemplu, la cei cu AIDS sau cu stări de felul acesta. Deci să privești bine și să ai convingere fermă că dacă Dumnezeu ți-a dat încredințarea că poți să mergi ajuns pe cineva, Dumnezeu îți dă și protecția. Dumnezeu îți dă și protecția. Și trebuie să ai această credințare, pentru că puneți-vă dumneavoastră în această circunstanță. O boală din aceasta care se transmite rapid. Intră în apa botezului. Ascultați-mă bine. Intră în apa botezului. Și vine o persoană aceasta poate care s-a predat Domnului și este plină de toate bolile acestea. Intrați în apa botezului cu persoana aceasta. Nu că trebuie să intre păstorul. Ok? Deci, credința e mai mult decât povești. Este mai mult decât eu n-aș face treaba aceasta. Credința trebuie și curaj. Unii trebuie smulși din foc. Dar ca să ai curaj, trebuie să ai credință. Trebuie să cunoști cuvântul Domnului și să stai pe făgăduințele lui Dumnezeu. 3. Ajutorul nostru în lucrare. Deci, lucrează pentru mine, pentru tine, pentru sine, lucrează pentru semeni, și am văzut cum și una și alta, și acum, cum lucrăm? Avem ajutor? Versetele 24 la 25. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Putem să lucrăm pentru noi și pentru semeni? Ca să nu cădem nici în apostazie, nici în apatie, Iuda spune da. Cum? Priviți la următoarele 4 lucruri. Primul, ca să te încurajezi și să mă încurajezi, spune Iuda, observă persoana Domnului. Versetul 25, partea 1. Singurul Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Uită-te la El. Și ca să te poți uita la El, citește un verset similar, Roman 16 cu 27, spune Apostolul Pavel, a lui Dumnezeu care singur este înțelept. Notați acest lucru. Singur este înțelept. Poți să lucrezi pentru mine, poți să lucrezi pentru semeni, da. Cum? Mă uit la persoana lui Dumnezeu și când mă uit la persoana lui Dumnezeu, văd o înțelepciune absolută. Și din înțelepciunea aceasta absolută a lui Dumnezeu, eu știu că îmi va da și mie un crâmpei să pot să lucrez și pentru mine și pentru semeni. Pentru că acest Dumnezeu înțelept este cu noi
Este în noi și este pentru noi. Romani 8, cu 31. Și dacă El este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? El are înțelepciune să știe să lucreze. 2. Observă poziția Domnului, nu numai persoana. Versetul 25, partea a doua. Slavă și măreție. Dumnezeu este în această poziție de glorie. Slavă sau glorie și măreție. Ce însemnează aceasta? Uitați-vă ce scrie Scriptura. Gloria Lui topește munții. Isaia 64, 1-2 zice, dacă mă cobor la voi, se topesc munții. Când se coboară Domnul, se topesc munții de imposibilități. Gloria Lui nimicește pe Anticrist, 2 Tesaloniceni 2:8, pe care îl va nimici cu arătarea slavei sale. Deci diavolii care trebuie să împotrivesc sunt nimiciți de gloria Lui Dumnezeu. Gloria Lui mistuie pe vrăjmașii tăi și ai mei. Psalmul 50, versetul 3, înaintea Lui merge un foc mistuitor. Măreția Lui este că stă pe tron la dreapta puterii Lui Dumnezeu. Evrei 1:3, 8:1, 4, 15, 16. Și pentru că stă acolo la dreapta puterii, pe tronul Lui de Dumnezeu, ne putem apropia și noi să fim ajutați la vreme de nevoie. 3. Observă puterea Lui practică. Versetul 25, partea a treia. Putere și stăpânire. Iisus Hristos are toată puterea în cer și pe pământ. Ne poate ajuta, nu este așa? De El ascultă chiar și diavolul, Matei 8:29. Și era delegat această putere și bisericii Lui, Matei 10:1. Deci putem să lucrăm și pentru noi și pentru semeni. Și 4. Observă perspectiva slujirii tale. Partea finală a versetului 25. Și acum și în veci. Pentru că și azi este cu noi și dacă noi rămânem credincioși, și mâine este cu noi. Perspectiva noastră este că Mântuitorul Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Dumnezeul nostru este neschimbător. Caracterul Lui rămâne același, puterea Lui rămâne aceeași, Dumnezeul nostru rămâne același. De aceea putem să scăpăm de apostazie, putem să scăpăm de apatie și putem să ajutăm pe cei ce sunt apatici, sunt adormiți. Putem. Înțelege-l acum pe David când scrie Psalmul 27, versetele 1-3. Domnul este lumina mea. De cine să mă tem? Domnul este ajutorul meu. De cine să-mi fie frică? Chiar o știre de-ar înainta împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu noi, mărit să fie numele Domnului. În concluzie, Biserica Domnului, credinciosul individual, este chemat prin această epistolă scurtă, dar profundă, la o veghere exemplară după Scriptură. Este chemată biserica să stea pe cuvântul lui Dumnezeu. Este chemată biserica să depindă de Duhul lui Dumnezeu. Este chemată biserica să depindă de Dumnezeul Trinitar al Scripturilor. De ce? Pentru că biserica acestor timpuri este amenințată de două plăgi mari, apostazie și apatie. Dar în mijlocul apostaziei și apatiei, biserica este mai mult decât biruitoare, dacă știe să se zidească pe cuvântul Domnului și pe încrederea în Dumnezeu, singurul Dumnezeu, Dumnezeul Scripturilor. Rugămintea mea, rugăciunea mea înaintea Domnului este ca acest cuvânt să trezească în noi o încredere puternică în Domnul, să ne motiveze să ne ridicăm din starea aceasta de amorțeală în care ne putem găsi și ne-am găsit și ne găsim mulți, și ridicându-ne de acolo, să putem să fim apoi pilde pentru alții, îmbărbătându-i să trăiască o viață nouă pentru Hristos. Amin.